Ne bucurăm din nou de prezența lui. Este invitatul meu de astăzi, alături de care vorbim despre frumusețe, despre succes și despre multe, multe alte aspecte. Și mă bucur să-l avem din nou cu noi pe Laurențiu Paicu, arhitect și fondatorul brandului și studioului de design interior, Laurențiu Paicu Interior Design, dar și deținătorul la numeroase premii, pentru că merită să-i fie apreciată munca. Bine ai revenit, Laurențiu! Bună și bine am găsit! Mereu sunt entuziasmat să vorbesc cu cineva despre mai aproape de microfon, te rog. Mereu sunt entuziasmat să vorbesc cu cineva despre ceea ce fac. Da. Ca să argumentăm, să explic, pentru că multă lume nu știe cât haos intră în spatele la ceea ce înseamnă un proiect de design de interior și să realizezi ceva de cei pe foaie și să duci la chiar realitate chestia asta. E un proces destul de haotic, e multă, multă muncă și mult mai puțin glam în spate decât arată la suprafață. Deci nu vă luați după ambalaj, pentru că în spatele ambalajului acel frumos lucrat e multă muncă și uite că un om face de toate. A fi arhitect pare un miraj, dar este un efort acolo suplimentar. A ajutat foarte mult să faci facultatea de arhitectură. Eu fac arhitectura din clasa 9-a. Sunt în domeniu de mult timp. Liceul pentru mine a fost și școala generală au fost cred că cele mai importante, pentru că acolo am învățat cel mai mult. Facultatea, spre exemplu, m-a lăsat mai mult sau mai puțin rece. Deci baza e la începuturi. Cel puțin din perspectiva mea și pentru mine, mi se pare că eu am învățat cel mai mult în școală și în liceu, pentru că atunci ești tânăr, atunci am învățat culorile, cromatică, perspectivă, foarte multe chestii care m-au impactat foarte mult și m-au ajutat foarte mult, pentru că în facultate foarte mult miserupism, foarte mulți profesori care erau acolo degeaba. Deci superficialitate. Foarte, foarte multă superficialitate și sincer să spun, am învățat mai multe liceu decât în facultate, cei 6 ani de facultate. Wow, și au fost 6 ani totuși, adică te-ai fi așteptat la cu totul altceva. Da, realistic vorbind, da. Uite, vorbeam despre frumusețe și succes, pentru că tu le cunoști pe ambele, dar sunt sigură, pentru că te cunosc, ești un om cu picioarele pe pământ, vreau să știu și din perspectiva ta, ce reprezintă succesul pentru tine? Pentru că ai multe distincții. Cred că aprecierile contează cel mai mult. Aprecierile pentru foarte multă muncă depusă, multe nopți nedormite, foarte multe nopți nedormite, inclusiv aseară m-am culcat pe la 4 ca să mă trezesc la 9. Și încă arăți foarte fresh. Așteaptă 30 de minute să mers un pic pe jos. Îți facem un cafea și se rezolvă. Nu beau cafea, nu. Uite. Nu. Vai. Păi și cum te energizezi? Nu știu. Rugăciune, spiritualism și nu știu. Te ajută muzica? Da, foarte mult, mai ales la concepte. Muzica mă influențează foarte mult când gândesc proiectele și designul. E dintre principalele chestii pentru mine. Wow! Înseamnă că e terapie pentru toată lumea în diverse forme. Da, dar ce puțin pentru mine chiar mă ajută foarte, foarte mult. Am un playlist special pentru sală, am un playlist special când am un proiect și încerc să procesez, să gândesc ce dracu să fac aici și mă ajută foarte, foarte mult. Uite, că vorbeai tu mai devreme despre ambalajul ăla frumos pe care îl văd toți oamenii. Când vorbim despre design, interior mai ales, toată lumea vede frumosul, aspectul, tot ce se poate vedea cu ochiul, cu privirea. Dar ce implică mai mult atunci când oamenii ar trebui să apeleze la un arhitect și la un designer? Destul de mulți factori. Unul la mână, ce recomand eu foarte mult este să studieze puțin portofoliul acelui designer slash arhitect, pentru că trebuie să vezi exact ceea ce face el. Adică, de exemplu, ție, poate îți place minimalismul. Mie nu-mi place minimalismul. Nu ți-aș recomanda să vii la mine să îți fac un proiect minimalism când eu nu prea lucrez și nu-mi place minimalismul. Ți-aș fi recomandat să te uiți puțin peste portofoliul meu, Instagramul meu sau ceva, și să vezi ce fel de proiecte fac și să vedem dacă rezonăm, dacă suntem pe același vibe. Pentru că dacă nu suntem pe același vibe și tu vii să-mi dai o temă, ce mie nu-mi place tema, nu o să prea pun foarte multă pasiune și foarte mult suflet la acel proiect și nu va ieși ceva super. Asta e foarte important, studiatul de portofolii. Apoi, desigur, contează foarte mult experiența, pentru că sunt foarte mulți pe piață care sunt praf. Și aici nu zic din răutate, eu zic din realitate. Pentru că am avut echipe de muncitori care mi-au zis povești de groază lucrând cu alți arhitecți și alți designeri de te sperii. Pentru că nu știu să gestioneze un șantier, nu știu să facă planșe tehnice, care sunt esențiale și cruciale să faci un proiect de la zero la capăt. Pentru că când faci un proiect de design interior, nu vorbim doar de randări frumoase, nu vorbim doar de hai să alegem tapet, hai să alegem lavabilă. Nu.
aia sunt și alea niște părticele, dar în spate constă o orchestrare de oameni, de la electricieni, la instalatori, la muncitori, la furnizori, la producători, ca să realizeze foarte multe operațiuni și foarte multe etape ca acel proiect să prindă viață. Deci nu poți să te consideri un profesionist în domeniu doar că știi să faci niște randări, doar că știi să alegi niște tapeți și niște, nu știu, catifea, whatever, fără să nu ai tehnicul pus la bază. Iar tehnicul ăsta se învață în ani de experiență, da, și în facultate te ajută chestia asta, dar ca să știi să faci un proiect bun cap-coadă, chiar ai nevoie de foarte mult know-how, foarte multă muncă în spate și nu există design de interior fără ambele. Adică să știi, cunoști frumosul, dar și tehnicul. Nu există să... Trebuie ambele neapărat. Așadar, să ținem cont și de siguranță și de multe, multe alte detalii în spatele aspectului. Siguranță, funcționalitate, pentru că sunt foarte mulți care pun niște SF-uri care absolut nicio logică, pentru că nu au gândit spațiu, nu au gândit circulația, nu au gândit lumina, care e foarte importantă, nu au gândit depozitarea, pentru că am văzut proiecte de atâtea ori unde omul ăla nu are un dulap. Unde îți pui toate chestiile? Pentru că eu știu câte chestii am și trebuie dulapuri peste dulapuri. Toți avem lucruri, toți avem haine, toți avem chichițe care trebuie depozitate. Eu unul nu prea îmi place să le văd la vedere, cel puțin nu toate, unele chestii, dar am văzut atât de multe proiecte care nu au fost gândite, doar frumoase ca aspect, dar fără absolut nicio funcționalitate deloc deșteaptă. Uite, apropo de funcționalitate, a fost vreun client care ți-a cerut ceva absolut exagerat sau absurd și neavând spațiul necesar? Da, de multe ori. Adică oamenii nu-și dau seama că există un spațiu finit. Eu nu am o baghetă magică ca să fac spațiul de 5 ori mai mare. Adică eu pot să vin cu expertiza mea să zic ce poate merge, care ar fi opțiunea cea mai bună, dar degeaba vrei tu palatul de la Buckingham și tu ai o garsonieră. Exact. Adică este o limită de ce se poate și ce nu se poate și asta eu mereu o voi explica, încerca să o argumentez clientului, omului, dacă pricepe bine, dacă nu, nu. Asta e și gata. Acolo, asta e și gata, dar da, s-a întâmplat de multe ori și evident că tot ce văd pe Pinterest sau pe așa mai departe, niște, nu știu, spații de la imense, penthouse-uri și tu ai un apartament super standard de două camere, stai puțin că nu va ieși niciodată ce ai văzut un post aia în realitate. Chiar da. Și dacă are impresia că e în miniatură, tot nu se întâmplă. Da, e... No. Fiecare vrea cât mai mult îți imaginezi. Tu ești un profesionist, pentru că ai început prin 2007 și au trecut destul de mulți ani de atunci. Ce s-a schimbat din punctul tău de vedere în evoluția ta? Am evoluat foarte mult pe partea de cum gândesc proiectele, cum gândesc spațiile. Dacă stau să o iau așa treptat, e o evoluție destul de mare de față de cum am fost la început, ceea ce e și normal. Dar am învățat să gândesc foarte bine încăperile, să mă joc cu culorile foarte deștept, să zicem, ca să complementeze spațiu, pentru că asta e foarte important. Culorile sunt foarte subiective, foarte psihologice, nu poți propune când vrei tu roșu sau așa mai departe, trebuie să știi cum să ajute spațiu și să nu îl nasolească până la urmă. Exact. Am învățat foarte mult să gestionez stilurile de design, să combin stilurile. Mi-e place foarte mult să combin multiple stiluri de design, să creez ceva foarte interesant și foarte altceva, foarte de revistă. Mi-e place să fiu scenografic foarte mult când fac design de interior și vreau ca acele încăperi să spună o poveste, să stârnească un sentiment sau o emoție, în niciun caz să te lase rece. Exact. Uite, apropo de încăpere, studioul nostru, ce senzație îți dă? Ești pentru a treia oară la noi. Ce-ți stârnește combinația asta de culori? Că noi nu suntem profesioniști. Fiind marea majoritate negru și griuri, cu mici accente de roșu, îți dă așa sentimentul de energie, adică mărește spațiu, pentru că negru ăsta ajută foarte mult să lărgească studioul și asta te simți puțin confortabil, să știi că e mai larg, iar roșu ăsta îți dă puțin energie, îți dă puțin agitație, așa, să te pune puțin în vibe, să te pregătească pentru microfon. Sangre caliente, așa, să fie. Exact, exact. Uite, bă, Laurențiu, poate unii care ne urmăresc cunosc asta sau nu, dar tu ai și o rubrică la Metropola TV și vreau să știu cum a fost prima ta experiență când ai apărut așa pe ecran. Oh God,
prima oară când am început la TV, nici nu cred că era rubrică, că erau niște interviuri cu o poză de televiziune pe subiecte de design de interior, dar panicat, îți imaginezi, bâlbâit, altfel, e ca la început, adică nu ai ce să zici, cred că toată lumea era la fel la început și mă bucur că a trecut peste faza aia. Așa. Și acum reușim să explicăm oamenilor cât mai mult despre subiecte de design de interior, despre stiluri, despre ce e nou, ce nu mai e nou și să ajutăm oamenii să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă acest domeniu și cât de important și cât de mult ne ajută în viața de zi cu zi. Așadar, luați aminte, dacă vreți să aflați mai multe detalii despre toate, urmăriți-l pe Laurențiu în rubrica lui la Metropola TV, dar și în online, pentru că îl găsiți peste tot, Laurențiu Paicu, și sigur veți da de el dacă încă nu ați făcut-o. Uite, noi evoluăm din toate punctele de vedere, suntem un online și facem radio online, ne confruntăm și cu ChatGPT-ul uneori, dar sunt curioasă dacă tu ai apelat vreodată sau ai apelat la ChatGPT. Eu unul sunt pro AI, adică nu înțeleg oamenii care urlă și se aruncă pe jos și plâng că le distrug viața și cariera. Unul la mână, suntem într-o eră tehnologizată. Nu știu de ce e șocat de chestia asta, Pikachu Face. Așa. Pentru că suntem în prezent. Ăsta e prezentul. Aici ne-am aflat, aici s-a dus tehnologia. Suntem într-o eră de AI și stai puțin, că stai abia AI-ul de la început. Exact. Stai să vezi peste 5 ani ce o să facă acest AI. Și singurul lucru ce poți să faci este să îl folosești în binele tău. Adică degeaba îl evizi, degeaba te crucești când îl vezi, pentru că sunt opțiuni foarte... Zici că zia job. Nu neapărat deloc. Mai ales în domeniul meu sub nicio formă. Dar poți să te folosești de să te ajute foarte mult dacă știi să folosești tehnologia. Aici ține de fiecare. Ține de fiecare persoană, cum îl duce capul. Dar AI-ul poate fi un tool foarte, foarte benefic din foarte multe puncte și că recomand oamenilor să nu se sperie sub nicio formă de el și să îl folosească, pentru că chiar poate fi mega util. Deci să testăm, să încercăm, pentru că n-avem nimic de pierdut, dimpotrivă. Regat de visuri, pentru că tu ai multe visuri și încă mai duci, ce s-a îndeplinit până în momentul ăsta și ce mai ai de îndeplinit? Oh, wow! Multe proiecte tot mai mari, ce mă bucură, pentru că pot experimenta foarte mult cu domeniul ăsta, pot crea interioare tot mai interesante, tot mai diferite față de ce vezi în România your usual, și asta mă bucură foarte mult, pentru că încerc să aduc cât mai mult din afară la noi, adică imaginea pe care o vedem la toate casele de vedete, așa mai departe, vorbim de Hollywood, vorbim de Franța, Germania, Italia, genul ăsta. Că ne plac până la urmă, da, chiar ne plac. Dar le urmărim, le stocăim, da. Știm ce ne place. Și mă bucur că pot să mai aduc încet, încet, puțin din vibe-ul ăla la noi, că s-au mai deschis oamenii, s-au mai deschis la trenduri, s-au deschis la idei și eu chiar mă bucur că mai mult de 90% din oamenii cu care lucrez eu chiar mă lasă să fac ce vreau eu cu designul, adică îmi dau mână liberă, îmi dau carte blanc ca să gândesc spațiul cum consider eu că este cel mai oportun. Și asta e varianta și cea mai bună, pentru că până la urmă tu de-aia ai venit la mine. Tu ai venit la mine ca expert în domeniu să îți propun varianta cea mai bună. Tu nu mergi la doctor să-i zici ce pastile să-ți dea când ești bolnavă. Corect. Așa este. Atunci când ai nevoie de ajutor, apelezi la un specialist. Evident. Și lasă-l să-și facă treaba. E mai important. E foarte important. Așadar, gurița mică, și acceptați ce vi se spune, pentru că se spune bine. Apropo de viziune, când este vorba de kitsch și când este vorba de lipsă de viziune? Aici e... Sunt un pic diferite. E foarte, foarte greu să faci ceva cu bun gust. Pentru că e atât de ușor să aluneci în kitsch și în ieftin, pentru că bunul gust mi se pare că îl înveți foarte greu și cu timpul în trial and error, pentru că așa am învățat și eu. Înveți prin a lucra, prin proiecte, să combini culorile, să combini texturile, să combini stilurile, e o artă în sine și îți ia timp. Îți ia timp ca să... înțelegi ce merge și ce nu merge. Pentru că ca să faci ceva avantgardist, cum fac eu de obicei, ceva mai opulent, culori, texturi, forme interesante, aia poate să alunece foarte ușor în kitsch și în ieftin. Și ca să reușești o combinație bună de genul ăsta, chiar îți ia foarte multă practică.
Așadar, trebuie să ne documentăm. Da, foarte multă documentație și foarte multă practică, adică trebuie să ai și curaj. Trebuie să ai tupeu. Pentru că dacă nu ai tupeu să propui ceva interesant, nu va veni nimeni să-ți propună pentru tine. Desigur, clienții trebuie să fie și open-minded, dar asta, din nou, ar trebui să rezoneze clientul cu tine. Dacă știe ce proiecte faci, trebuie să și aștepte de la tine de la așa ceva. Dar tu, ca designer și ca arhitect, trebuie să ai curaj să propui ceva interesant. Că dacă tu nu propui, nu propune nimeni. Mm-hmm. Foarte tare! Îmi place perspectiva ta. Și uite, apropo, noi n-am mai văzut de anul trecut, atunci ai fost la noi. S-a schimbat ceva pentru 2024 în ceea ce privește designul interior? Da, foarte multe pattern-uri, mergem pe cât mai multă poveste la interioare, ne plac foarte mult imaginea, ne plac printuri, ne plac forme interesante, culori tot mai multe, adică ne lipsim foarte mult de minimalism, ne lipsim de stilul ăla scandinav, plictisitor / studențesc, care deja nu mai scăpam de el și deja vrem interioare cât mai interesante, cât mai scenografice, adică am fost la Salone Mobili de la Milano, care e gen Fashion Week pentru design de interior și să vedem ce propun producătorii și furnizorii pe anul acesta și nouă, cam toți vin pe aceeași tematică de cât mai interesant, cât forme cât mai interesante, cât mai artistice, foarte multă artă, foarte multe piese de mobilier cu forme interesante, texturi, foarte, foarte multe piese care să fie wow factor la interior, deci poveste și scenografie cât mai multă. Așadar, să lăsăm și casa noastră să ne vorbească ceva frumos despre noi. Am și câteva întrebări de provocare. Știu că îți plac provocările și întotdeauna ai provoci și tu pe oamenii care apelează la tine. Dacă ai fi un obiect decorativ, ce obiect ai alege să fii și de ce? Obiect decorativ? Sau o piesă, pur și simplu. În ce cameră? Să spunem în dormitor. În dormitor. Probabil tăblia patului. Aș fi, pentru că poate fi o piesă, adică nu patul în sine, ci doar tăblia. Poate fi piesa de rezistență în toată încăperea, poate să fie ceva incredibil de spectaculos într-o cameră și să schimbe absolut toată camera doar acea piesă. Dacă are o formă interesantă, are niște culori interesante, texturi, poate o combinație mișto de, nu știu, catifea și alam cu oglindă, adică poate fi chiar ceva super spectaculos. Și pentru un dormitor, o tăblie chiar poate schimba drastic spate. Foarte tare, că e locul până la urmă în care ne încărcăm energia. Și o vezi instant când intri în cameră. Da. Foarte mișto răspunsul. Vintage sau modern? Ambele. Îți plac ambele, da? Ambele. Depinde foarte mult și la ce te referi, pentru că dacă vorbim de calitate, unele chestii nu se mai fac cum se făceau acum 50 de ani, adică vorbim de chestii care erau făcute din materiale bune, metal turnat, sticlă, care era sticlă, nu plastic, și sunt chestii care chiar nu le mai găsești. Dar, în același timp, găsim și chestii făcute acum recent, moderne, care sunt la fel de frumoase, la fel de bune, poate unele chiar mai bune, dar, în același timp, eu prefer să combin. Unele, adică, mie îmi plac obiectele vechi, eu merg mereu la târguri, îmi place să scormânesc, să găsesc comori. Să simți, poate. Da, trebuie să le vezi. Vaze, obiecte decorative, tablouri de genul ăsta, găsești atât de multe la târguri de vechituri, atât în România, dar mai ales în afară, gen Germania și Franța, găsești atât de multe chestii la prețuri super bune și gen chestii care chiar sunt OG, sunt originale, nu sunt făcături din China, sunt literalmente, ai alamă, ai marmură, ai lemn sculptat, pentru că ei au... Sunt țări cu o istorie foarte mare în genul acesta, pentru că au foarte multe palate, au foarte multe case mari și s-au mai pierdut din piesele alea decorative, că s-au furat, s-au dat, s-au donat, s-au plimbat și ajung în târguri, unde tataie, bunica, mătușica le vinde, așa mai departe, și dacă stai și ai răbdare să cauți, poți găsi niște piese super wow. Exact, așadar, ține minte, e un pont pe care poți să-l folosești. Încă o chestie. Ce te reprezintă? Culorile neutre sau culorile vibrante? Neapărat ambele. Pentru că, spre exemplu, eu folosesc neutru la pereți. Mie nu-mi plac pereții albi,
dar în schimb fac aproape toți pereții din casă care nu au tapet sau nu sunt de accent un bej, coajă de ou, ceva de genul, pentru că nu-mi place albul la perete, mi se pare că atât ieftin și vreau doar tavanul păstrez alb dacă este. Deci neutele ajută foarte mult, pentru că eu încerc să nu pun foarte mult alb, că mă duce foarte mult pe steril, pe spital, pe clinic și e plictisitor, plus că este groaznic de întreținut. Evident. În timp. Și neutrele cel puțin ajută foarte mult, calmează spațiul, încălzește și creează efectul ăsta de cozy și home, care ajută foarte mult pe lângă o pată de culoare complementară, interesantă, care să-i dea un wow factor spațiului. O viață. Exact. Dar avem o rubrică, Lauda Zilei se numește, și vreau să știu, pentru că tu faci atâția oameni fericiți, mulțumiți, ce ai făcut pentru tine frumos până la momentul ăsta? Pentru mine? nu știu, încă aștept. Încă urmează, nu? Încă urmează. Pe sigur că au fost momente frumoase și plăcute, dar eu încă mă gândesc la ce pot să mai fac. Mm-hmm. Deci mai lași loc acolo. Mă gândesc la pasul următor. Așa. Ce părere ai despre lucrurile care sunt refăcute, remake-uri, după piese vechi, cum ai spus, vintage, de calitate și retransformate? Spre exemplu, dacă te referi la un scaun care s-a produs în anii 70, spre exemplu, care acum se reface, da, sunt de acord, pentru că câte modele din anii 70 poți găsi pe piață în caristagiu bun și folosibil, adică ori îl găsești și recondiționezi, ori iei un model refăcut în ziua de astăzi, dar din nou trebuie să te aștepți că nu va fi aceeași calitate sub nicio formă. Exact. Așa nu, se întâmplă. Nu se mai face. Asta e realitatea. Calitatea nu se mai face cum se făcea înainte, tot acum e pe bandă rulantă. Marea majoritate care se găsesc în comerț. Evident, prețul este altfel. Cu siguranță e mult mai decent față de cum era, dar trebuie să te aștepți și la o calitate mai joasă, pentru că, din păcate, asta e era în care trăim. Așa este. Laurențiu, noi suntem în online, dar suntem la radio și vreau să știu preferințele tale muzicale. Dacă ai un playlist al tău care te mai relaxează sau, nu știu, dimpotrivă. Să știi că am o varietate destul de mare în ceea ce înseamnă muzică. Așa. De la soundtrack-uri la rock sinfonic, la recent, sincer, la sală ascult cea mai dubioșenie playlist de epic Slavic music. Bă, pe bune? Da. Uite, n-am ascultat care niciodată. Care este super mișto pentru sală, că mi se pare că îmi dă o energie mega mișto și are un vibe de la de Balcan Slavic, nu cântă română, cântă din regiune, că se simte în accent că este din regiune limba, dar e un vibe foarte mișto și sunt foarte open mind, adică mie îmi place, spre exemplu, Ghost, dacă îi știi formația. Tobias Forge este un solist genial, abia aștept să scoată nou album anul ăsta, sunt excited maxim, eu mă revizit super mult albumul ăla și toată formația este so vibe-ul meu. Nightwish, de când sunt mic, sunt fan, adică de avem când aici era Tarja Turunen solistă. Da, o voce superbă are femeia aia. Absolut. Și, desigur, și în pop modern îmi place Charlie XX, adică găsim chestii. Și Taylor Swift ascult uneori, adică dacă m-a prins în vibe-ul bun. Foarte tare. Adică depinde de starea ta, asta absolut e important. Sunt foarte, foarte deschis la muzică. E bine să fie varietate. Foarte bine, pentru că ești deschis. Așa este. Și îmi place mult energia ta, întotdeauna mi-a plăcut, chiar dacă e prima oară când vorbim noi doi aici. Nici nu știu oamenii cât de somnoros. Și uite, vezi, nu se arată oboseala. Noi pe unde te putem vedea anul acesta? Pe la ce târguri poate sau evenimente? Sau poate evenimente glamour? Păi, știi ce să spun? Eu de obicei primesc invitații la toate galele astea care sunt mari. Adică ne vedem și poate la Viva. Ok. Și trimit invitația, ne vedem la Viva. Așa. E pe 19. Pe ziua mea. Vin. Ce frumos să sărbătorești, să tot să iau, să vină la tine de ziua. Invitații mei. Toți invitații. Voi apărea pe două coperți de reviste anul acesta. Unde? Poți să ne spui? Da, la Casa și Grădina, pe perioada de toamnă, care va sta 3 luni la raft. Și mă bucur foarte mult pentru următoarea revistă, care e pentru prima oară când apar și îmi doresc de foarte mult timp să apar pe revista la coperție de la Luxury. Wow! Și va fi pe perioada de iarnă, la fel tot 3 luni și sunt atât de încântat, pentru că e o revistă care, de când am văzut-o pe rafturile
media am zis că vreau să apar pe copertă. Doamne ajută, așa că să luăm revistele și să ne și documentăm, nu doar cu imaginea, ci și cu ceea ce ne împărtășește Laurențiu. Cu siguranță fiecare vor avea un cover story mișto în interior de 10 pagini fiecare, unde vom discuta foarte fain despre ce înseamnă domeniul ăsta, ce înseamnă designul în interior și cum procesul de a face un design bun. Asta cu siguranță vreau să arăt de fiecare dată, pentru că e important ca oamenii să înțeleagă ce facem, cum facem și diferența între cineva care e amator și profesionist. Corect. Și uite, urmăritorii noștri au un avantaj. Pentru cei care sunt interesați de arhitectură, au primit de la tine o lecție astăzi, așa că se mai pot documenta și extra. Exact. Adică eu oricând sunt dispus să vorbesc cât mai multe despre domeniul ăsta, pentru că vreau tot timpul să dau oamenilor know-how-uri și să înțeleagă, pentru că nu e doar o joacă sub nicio formă, e un domeniu cât se poate de serios, dar în același timp este un domeniu de lux, nu este un domeniu comercial, nu este pentru toată lumea, sună nasol puțin, dar este realitatea. Nu este pentru toată lumea, pentru că este un buget aparte de care ai nevoie și eu văd design interior comparativ cu chirurgia plastică. Mm-hmm. Nu e necesară, nu e obligatorie, dar dacă vrei să arăți într-un fel, dacă vrei casa să-ți arate într-un fel, gen pagini de revistă, atunci trebuie să apelezi la un profesionist și... Bună comparație, sincer. Chiar da. Și așa este. E realitate și e realism. Trebuie să fim realiști. Păi, îți dau un exemplu. Acum 5 ani, ceva de ok, înainte de pandemie, au încercat unii să facă o aplicație, se numea Start, nu știu cum, în care încercau să comercializeze designul de interior. Au, în aplicația aia, oricine putea să intre și să își cumpere gen timpul cu un designer, fie toată casa, fie per încăpere. Și erau prețuri de nimic, erau prețuri foarte mici ce erau disponibile. Da. Dar, fiind prețuri așa mici, niciun designer și niciun arhitect de renume nu participa la așa ceva. Și toți arhitecții și toți designerii care făceau parte din grupul lor erau studenți sau erau praf, care nu știau să facă nimica. Și evident că s-au simțit la proiecte, pentru că nu era calitate, nu știau să gestioneze șantierele și ieșeau niște proiecte praf. Și oamenii și-au dat seama, adică au fost câțiva ani de încercări, dar proiectele erau tot mai proaste și până la urmă nu au mai putut face și au trebuit să închidă, pentru că nu reușeau să ducă la capăt proiecte bune, pentru că nimeni care era chiar bun în domeniu nu lucra cu ei. Și asta era exemplu perfect, pentru că ei m-au abordat și pe mine să lucrez la chestia asta și am zis că, băi, nu. Pentru că eu nu cred în designul de interior că poate fi comercializat. Nu e comercializat, este și tot timpul a fost un serviciu de lux. Exact. Nu este pentru toată lumea. Vrei Gucci, vrei Chanel, are un preț și are o... De ce are un preț? Pentru că are N manoperi în lucrul lor și are o valoare de comerț foarte mare. La fel și designul de interior. Dacă vrei o casă să arate ca o revistă, trebuie să apelezi la un profesionist și ăla nu îți va lucra pe bani de studenți. Și cum e o vorbă, oamenii care apelează la specialiști plătesc și mai ales anii de studiu pe care absolut oamenii... Nu doar rezultatul pe care îl văd. Am văzut N meme-uri de genul ăla că stai pe ție, ți-a luat, nu știu, 10 minute să-mi faci un plan de mobilare. Da, mi-a luat 10 minute, dar mi-a luat 6 ani de facultate ca să învăț să fac planul ăla de mobilare, plus încă din clasa 5-a, când învăț să fac, să studiez toate culorile și stilurile. Deci, hai să gândim puțin înainte să zici că mie mi-a luat doar 10 minute ca să fac planul ăla. Exact. Deci să ne uităm în spate în profunzime. Laurențiu, mulțumesc tare mult că ai venit. Cu mare drag. Ai revenit. Cu mare și drag. Te mai așteptăm oricând și să ne vedem la petrecere așa, da, pe tot anul. Da, și să vedem și revistele. Super. Ne vedem când dorești.